Bună ziua, dragi prieteni din Scorpion. Acum e Scorpion. Scorpion, Scorpion, Scorpion. La Scorpion m-am gândit tot timpul. Nu știu ce am cu Scorpionul. Nu am pe nimeni Scorpion, dar m-am gândit mult la Scorpion. Așa. O bucurie mare veți avea cu o persoană mai tânără, cu un copil. Cei care vă doriți un copil, puteți avea un copil, să vină un copil. Cei care vă doriți o nouă viață, o nouă casă nouă, o să aveți o casă nouă. Orice schimbare nouă, veți avea ceva nou, da? Veți avea o mare bucurie la un drum, o aventură. În casă se strică ceva. În casă se strică ceva. Aveți ceva probleme de sănătate trecătoare, o răceală, ceva cu respirația sau cu vederea. Nu vedeți bine. Aveți grijă cu ochii, să nu vă... Nu știu. După aceasta, nu aveți nicio supărare. Trece totul. Văd că aveți o mare bucurie, o invitație, un cadou primiți de undeva. Ori e ziua cuiva... Da, aveți bucurie. Așa, vă dezlegați de niște vrăji. Vă simțiți atacați de niște vrăji și vă dezlegați. Sau, da? Sau adunați bani. Ați muncit din greu și acum primiți banii pentru care ați muncit. În speranța dumneavoastră, nu știu, aveți multe certuri în casă, multă agresiune din partea celor din jur. În căsătorie, aici, aveți bucurii. Bucurie în relație, nu neapărat căsătorie, poate fi o relație. La serviciu aveți grijă că aveți certuri și s-ar putea să plecați din serviciu. Foarte multă lume vorbește despre mișcare, despre avansare, despre vești, multe vești, multe schimbări în serviciu sau afacere. Așa. Încă una. Primiți ceva vești la ce așteptați, la ce sperați dumneavoastră, despre ce sperați, primiți niște vești. Aveți un copil bolnav sau cineva mai tânăr care este bolnav sau este supărat. Poate bolnav, că văd că merge la un doctor. Mergeți la un doctor cu acest copil. Cu un obstacol. Aha. Da, da. Mergeți la un doctor, că ăsta este un doctor care cunoașteți de mult timp și care îi dă un tratament și are noroc. Se face bine. Apoi mai aveți o speranță și se împlinește. Aveți o speranță în dragoste și se... Nu neapărat în dragoste. O dorință care se împlinește, văd, o speranță, dorință care se împlinește. Așa. Toate schimbările ce le faceți, le faceți în secret. Nu spuneți la nimeni. Apoi mai văd că aveți o schimbare. Probabil semnați un nou contract de muncă cu noroc. Luați un examen. O reușită. Ceva cu reușită. Acum nu vă văd rău, Scorpionul, da? Scorpion. Aici vă văd un prieten, aici vă văd un prieten loial, fidel, cu care aveți o mare reușită. Învingeți un dușman, o persoană care are intenții rele, o descoperiți, o învingeți cu acest prieten. Poate să fie de la serviciu, din afacere. Da? Această persoană minte, este falsă și descoperiți și aveți un câștig mare de bani.
Da. Un mare câștig de bani cu acest prieten. Văd multe persoane acolo, persoane multe. Și văd iarăși un mare obstacol pentru, din cauza unei trădări, apare un obstacol mare. Pentru că cineva vă trădează. Poate să fie un obstacol în dragoste, dar reușiți, până la urmă găsiți reușită. Văd vrăji în dragoste. Vrăji din familie, de la familie, văd în dragoste. Văd vorbe de dragoste, mesaje de dragoste. Mesaje de dragoste, orică cetuiți cu cineva. Despre dragoste. În căsătorie văd bine, bucurie în căsătorie. Așa. În căsătorie, aici văd speranță. Mai văd aici o relație secretă între dumneavoastră și o altă persoană. Poate aveți un amant, o amantă, o relație de amanți. O relație de amanți cu fidelitate. Sunteți între amanți fideli, da? Dacă nu, arată în căsătorie că sunteți fideli. Dar eu mai mult văd o relație de amanți. Bărbatul este fidel, femeia parcă nu. Apoi văd aici ceva probleme, ceartă în dragoste între parteneri, răceală între parteneri, certuri între parteneri, ca și când nu vă înțelegeți, nu ajungeți la o înțelegere. Și văd aici onoruri, iarăși că veți primi de la serviciu, probabil că veți avea mare succes la un drum sau de la un drum, mulți bani de la drum, mare succes în ceea ce faceți într-un grup, între oameni, între prieteni, da? Unde lucrați, unde faceți afaceri dumneavoastră, văd fericire, împlinire, iarăși. În ce sperați dumneavoastră? Iarăși, totuși, în dragoste, și dacă sunteți amanți, și dacă sunteți soț și soție, văd totuși dragoste corespunzătoare, adică vă iubește la fel acea persoană. Și văd vorbe, bucurii, vorbe și foarte bine în general, în viața dumneavoastră. Așa, mai aveți o speranță care. Repede cu drum, faceți călătorie, totuși cu reușită, cu speranță. Iarăși o împlinire veți avea, iarăși în ce sperați dumneavoastră, ceva supărare trecătoare. Iarăși supărare, o boală sau un final cu ceva vrăj, iarăși văd pentru un bărbat. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.